însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vino și acum prin venirea Sfântului tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fă-o pe dânsă izvor de stricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, demonilor pire, îndreptare puterilor celor protivnice, plină de putere îngerească, ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta din trânsa, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință, pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare sufletelor și trupurilor, tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta din trânsa, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi să ne umplem de sfințenie prin gustare din apa aceasta, cu venirea ce nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a celor păcătoși și să ne miluiască prin noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc viața de uscase prin văzduh, pentru cei bolnavi, pentru cei care pătimesc, pentru cei robiți și pentru izbăvirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrare și cu puterea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se coboare peste apa aceasta lucrare ce curățitoare a Triimii cea mai presupusă fire, Domnului să ne rugăm. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Și de tuturor celor ce vor atinge de dânsa și se vor stropi și vor gusta sfințire, binecuvântare, curățire și sănătate, adu-ți aminte, Doamne, și de Marele Domn și Părintele nostru, înalt preasfințitul Mitropolitul Vladimir, de cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, și de tot clerul și poporul care stă înainte, de frații noștri, care din binecuvântate pricini nu sunt printre noi, și miluiește pe dânsi și spre noi, cu mare mila ta, dacă, Doamne, urechea ta spre noi și ne auzi, tu cel ce ai primit apte botezanul Iordan și ai sfințit apele, și ne binecuvântează pe noi toți, care sunt pe care capul nostru atât în semnul supunerii, și ne vremnicește a ne umplea de sfințenia ta prin împărtășirii și strupirii cu apa aceasta și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătate sufletului și a trupului. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune Ți înălțăm împreună și Celui fără de început, al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
dacă mă rog. Lăsă-l, că poate să-l sfătească. Nu știu ce domnul e iau. Omul e cruce, gata, pe iau. Dar și nu te iau, dar e iau.